Лацмана е дипломирал. Хай, стира фрумас. Лацмана е дипломирал. Лацмана е дипломирал. Ееше ти по територия. Кто ти въпортац аша агресив? Аз еше ти по територия. Диче. Авиаца ме ваяла директор генерал, повтим. Лацмана е дипломирал. Да, да, варе пешо, що не власни гости. Авут лок о шединца аici. Ши дако авут лок шединца, но и секрет. Ви спари нормал? Доамна, ви спари се... Че да, там адрес. Вруц въд с демонстрираше ще, кун се бати жок ме... Ме малта на тата сара, ме дзит брекар, ди чентура, ди панталур, кун не сте скриста, cine? De vizorii din partea brigada lui Surdu. Și eu pentru asta îi dau un judecată. Pentru ce dau un judecată? Și vreau să mă plâng. Nu filmați, vă rog frumos. Vreau să mă plâng la dumneavoastră. Eu vă rog să nu interziceți. Întrebarea noastră internă. Nu e deloc internă, doamnă. Băietul s-o plâns pe niște încălcări pe care voi le faceți sistematic. Acum trebuie să răspundă cineva pentru asta. Nu jur, dar și eu să difer. Eu sunt fiecare zi la Patrăborce. Că m-am bolnăvit la stație, am extras de la salvare, că pe cum, pe data cu care am fost transportat la spital. Doamna Regina, sună, Aliona sună de la dispecerea la studiu și spune că îți dați în rezervă. Eu nu ies la padrăbăt că poate să moară și nu ne-a dat rezervă. Și după asta am chemat salvarea și din nevoit, Da, bine, nu am. Fiindcă, da, m-am săturat de atâta cum a trins și ne-am murit. Ai fost la mine să mă clarific cu tine, să văd niciodată n-am fost, sunt... dar nici nu ajunge. Dar de ce nici ajunge, ajunge cerere, de ce ești plângerea? Vine personal, la mine ușa permanent deschisă. Și vine personal și te clarifică. Și ne-am lămurit și cu Surdu și cu tăți care nu s-au îndeplinit cerințe. Unii au ei dreptul să mă ajutăm. Unii au drept. Dacă ne arată un ordin, este un ordin pe par care într-adevăr să-ți plașe taxatoarele, să răstoarne tăi din geantă, să zică că eu am bani, că eu avem maica asta pe mine gap și spunea că eu am bani, am aici bani. Și asta ea și m-a făcut, scrie ea că s-a purtat cu mine brutal. Eu nu m-am purtat cu nimeni brutal. Eu ne-am amparat drepturile mele, dacă ați trebuiască, ca să dau instanță de judecată, regie, transport electric. Mai mult nu vreau să vorbesc mie. Cum răspundeți la plângerile lor? Ce să răspund? Iată cum a fost chemat la o ședință. Bun, dar a fost chemat la o ședință și am intrat acolo, dar... El vine pentru aceea ca să dea explicații despre cele întâmplate. Și asta de ce comisia nu are loc deschis? De ce trebuie să fie secretizată? Iată, domnul a încuiat ușa și a plecat. Nu-s deloc interne. Ia uitați, omul lucrează în instituții de... Fiecare ordin, dacă el citește ordinele de sancțiune, unde sancționează scris că are drept în timp de 3 luni de zile, se dă în judecată și dacă administrația nu a procedat corect, ori persoana respectivă nu a procedat corect, omul are dreptul să dea în judecată și... Omul are dreptul la fel să aibă acces la informații. Ceea ce a fost la ședință, la ședința asta nu se discută lucruri secrete de stat. Asta nu sunt lucruri secrete, dar se discută în colectiv și nu în colectiv, omul se plânge pe atitudinea funcționarilor, doamnă. Cum îi țineți? Iată domnul ăsta, șeful de direcție. Cum el face ședința dacă el... Cei care el au verificat pe dânsul nu se supun parcului, se supun regiei transport electric. Și de ce? Și tu stai o lipțică. În regie ne ducem, dacă se ține. Ai să te duci în regie când o să fie nevoie, când o să fie invitat. Nu, eu o să mă duc acum. Și? Iată, ședința a fost contramandată. De ce? Cum explicați? Ce înseamnă contramandat? Dacă au fost anulată pentru că eram eu acolo, vi se pare normal asta? Dar vi se pare normal, doamnă? Nu e deloc internet, omul se plânge pe oamenii ăștia și oamenii ăștia tot ei examinează. El se plânge că a fost examinat superficial. Domnul Breda, eu vă rog frumos. Și eu vă rog frumos. Noi avem întrebările noastre interne și ne clarificăm. Dacă om primit, iată omul, dacă o să vă dea în judecată și o să obțină din bani publici să plătească... Nu din bani publici. Dumneavoastră din buzunarul să plătiți. Deci toate greșelile angajaților. Dacă am să verific... Ia chiar să verificăm lucrul ăsta. Eu ca director primesc ultima decizie de sancționare, de pedeapsă și așa mai departe. Și eu am să duc răspundere în fața judecății. Dar cum explicați faptul că eu la ședință nu pot participa? Pentru că nu aveți învoieli. De la cine? Ați venit personal așa cum vreau eu. Dar noi avem director general, avem a noastră reguli interne. Și trebuie doamnă, să... legea despre accesul la informații spune că eu pot avea acces în instituțiile publice. La toate instituțiile. Doamne, de interes public, asta e de interes public. Ce înseamnă de interes public? Asta de a ne măscări dumneavoastră. Nu, dumneavoastră negociați acum informația la care eu să am acces. Asta e informație de interes public. Nu se negociază, doamnă. Dumneavoastră v-ați prezentat? Da, i-am spus. Dumneavoastră ați venit la întreprindere de stat.
sunteți obligați să veniți să vă prezentați, nu că există. Vreți să participați. Și asta și i-am spus. Eu voi uita indicații ca să petreacă comisie în prezența dumneavoastră. Dar nu e anarhie, ce vrei mă ta, ce faci? Doamne, astea convoirile e trecute de multe, de pe vremea comuniștilor. Acum vii la ședință publică și asiști. Punct. Eu nu trebuie să-mi cer voie de la Voronin ca să vin la dumneavoastră. Nu vă supărați. Dar nu trebuie să cereți voie de la păi Voronin. Și atunci de ce mă trimiteți să-mi cer voie, doamne? Ați venit la întreprindere de stat. Întreprinderea de stat, ședințele pe care le face nu sunt secrete. Deci eu am dreptul să asist la ședințele astea, am dreptul să urmăresc tot ce se întâmplă, să difuzez. Și care e problema dumneavoastră? Eu vreau să spun că mie nu-mi place programele care le facem atac. Mă, dar le face așa, știți cum vă place dumneavoastră? Doamne, mie nu-mi place multe lucruri din regia dumneavoastră. De exemplu, oamenii primesc salariu mic. Dar lasă-l să vă vorbească, să vă arăte și vă. Dar cine se cenzurește? Sunt persoane. Persoane? Da. Care pot cenzura așa? Dreptule. Dar ce vă cenzurați? Ce vă cenzurați? Eu n-am ca și dumneavoastră, băgați mâna în cameră. Și? Păi asta vi se pare normal? Mă taxez așa și mă filmez. Filmați și dumneavoastră, doamnă. Eu să vreau. Mă, dar trebuie acasă să nu o să vin. Nu, nu, acasă nu o să vin. Acasă nu o să vin. Domnule, eu te rog frumos. Să vii la mine, stăm de vorba așa noi, ca sub altern cu directorul parcului. Așa. Și dacă ai întrebări, să vii la mine. Hai să vorbim cu direcția cealaltă. Cum crezi? O să ia vreo decizie? Nu știu. Nu știu dacă asta... Băi, e prima dată aud de chestia asta. Mi se pare că... De mai multe ori, dar taxatoare e tax și sistem. Sistem. Este pază la întrare și nu cred că sunt de voi. Hai să încercăm. Da, până la urmă noi de la ei ce vrem să aflăm? Deci sunt vreo de comisie. Ok.